Eu, mă, Iordachiță, o venerez pe mamă. Altă ființă mai de cinste nu cred ca să existe în ochii mei. Pentru mine mama e îngerul meu. Chiar acum, la vârsta asta, când mă culc, eu parcă simt prezența blândă a mamei. Simt binecuvântarea pe care mi-o dădea înaintea somnului. Băi, Iordachiță, mă înțelegi ce spun? Da. Băi, mama e cea care îi datorez totul. Totul, totul. Îți spun asta și nu numai eu, și Dumnezeu, să cinstești pe mama ta. Pentru mine, numai când pronunț cuvântul mamă, mi se umplu ochii de lacrimi. Mă înduioșez. Ne apropiem, domnule director. Ei, iată că am ajuns. Ia să văd dacă am toate actele. Da. Ești liber până când te sun. Sper că în 2-3 ore o să termin. Unde vrei să mergi? Merg și eu la biserică până vă întoarceți dumneavoastră. O să mă găsiți aici. Roagă-te și pentru mine. Iordachiță, de asta țin eu la tine. Am încredere în tine, că ești om credincios. Și eu sunt credincios. Știi, omul credincios are un simțământ în plus. Știi că e cineva care îl vede la rău. Eu mă uit la mine. Cât rău aș fi putut face, dar... Domnul director, am și eu o problemă. Ce e, mă, băiete? Domnul director, săptămâna viitoare am și eu nevoie de o zi liberă. Sau dacă nu, 3 ore mi-ar fi suficiente. Păi? Păi, aș avea și eu nevoie de o zi liberă pentru că săptămâna viitoare este sărbătoare. Este adormirea Maicii Domnului și aș vrea să merg și eu la biserică. Băi, Iordachiță, ai liber toată ziua. Ce să spun? Ți-am mai spus că și eu cred în Dumnezeu. Respect și eu tradiția bisericii, însă personal nu sunt de acord cu toate obiceiurile astea. Am și eu credința mea, în sufletul meu. La biserică nu prea merg, dar la Paști, pe la vreo nuntă, căde, sau vreun botez. Slavă Domnului, dacă ai funcție, ai și fiind mulți. Auzi, știi ce? Dumnezeu pe mine m-a ajutat foarte mult, dar despre Maria, ce să spun? Dacă n-ar fi fost Maica Domnului, poate Domnul Hristos nu se mai năștea pe pământ. Maica Domnului este cea mai curată dintre sfinți. Este cel mai ales vlăstar pe care l-a dat pământul. Acum sfinția sa se roagă către fiul său pentru toți creștinii. Mijlocește pentru toți creștinii. Măi, ce nevoie mai ai tu de intermediar? Te poți ruga direct lui Dumnezeu. Ce n-au de Dumnezeu? Nu faci băi anticameră ca la minister. Domnul director, și la minister, dacă aveți pe cineva care vă susține, altfel se rezolvă problema, nu? Vă mai poate refuza domnul ministru? Așa și cu Maica Domnului. Mijlocește pentru noi la Fiul Său, Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevărat. Măi, eu sunt un intelectual. Eu lucrez mai mult cu mintea, nu cu inima. Nu mă poți convinge să o cinstesc pe Maria. E doar o femeie, o simplă femeie cu care Dumnezeu a avut un plan și cu care l-a făcut. Hristos e altceva, e Dumnezeu. Da, dar este Maica lui Dumnezeu. Au, știi ce? Hai să încheiem subiectul, că n-ajungem la niciun rezultat.
Intră. Să trăiești, domnul director. Salut, domnul Micheță, ia loc. Auzi, și de ce te-am chemat? Ia zi, ai rezolvat o problemă. Da, s-a rezolvat. Da, mă bucur pentru tine. Eu te-am chemat pentru ceva personal acum. Tu știi cum mă iubesc pe mamă. Cred că ți-am spus. De-a de teori, ca la ochii din cap, așa țin la ea. Și am avut o problemă, toată săptămâna m-au alergat așa de la minister, plus că m-au avut niște investitori străini pe cap aici și nu știu cum să scap de ei. De sâmbătă n-am mai fost pe la mama. Și pentru mine e mare lucru. Uite, te duci în oraș și cum vei câte ceva și duci. Tu știi pe la mine, pe la țară, pe acolo, că doar ai făcut de atâtea ori. Drumul ăla, care este înaintea podului, podul acela frumos de la intrarea din sat, este în reparație. Iau pe drumul din dreapta și nu te costă decât câteva minute. 2 km ocolire și atât acolo ajunge. Am făcut și o listă, ca să-ți fie mai ușor. Iau. Ia și banii. Iau 1 milion. Mai ai 500 de mică, o costa mai mult. Să iei ce mai bun și ce e mai scump, că doar e mama, nu? Vezi și tu cum te strecuri să nu te vadă ăștia aici. Și să-i spui că sâmbătă trebuie să o văd. Aha, să nu uiți să iei niște mandarine de la metru, dar portocale și banane să nu mai iei că s-a săturat de ele. Să-i spui că trebuie să o văd și întreabă ce ar mai vrea să mai aduc. Și pește. Peștele, dacă nu e proaspăt, să nu iei. E moartă după fitofag. Da? Eu sunt. Da. Dați-mă drumul, nu mai încurcați omul, dați-i drumul. Da, semnez eu. Eu răspund, dați-i drumul, lăsați atâtea formalități. Bine. La revedere. Ai citit lista? Ne-a lămurit ceva? Dar atât de mult mănâncă o babă? Care babă? Mama dumneavoastră. Iurea Chiță, nu ți-e rușine? Cum îți permiți să vorbești așa despre mama? Tu, un subaltern al meu? Mă iertați, dar este o simplă femeie. V-a născut, v-a crescut și atât. Eu pe dumneavoastră vă respect, însă ea nu este director. Bune rușinatule, dacă nu era această femeie, eu nu eram acum domnul director. Ea m-a născut, ea m-a crescut, ea m-a dat la școală. Pentru tot ce a făcut, eu respect mai presus decât orice. Vezi dacă cui poza o țin pe birou? Dacă mă jigneai pe mine, nu mă supăram așa, dar e vorba de mamă, de mamă, mă! Cum mie îmi zici, domnul director, iar ei babă? Cine nu cinstește pe mama, pe mine nu mă cinstește. Iertați-mă, domnule director, n-am vrut să vă jignesc. Numai am vrut să vă fac să înțelegeți că la fel îl doare și pe Domnul Hristos când nu-i dăm cinste Maicii Domnului. Ultimele cuvinte pe care chiar dumneavoastră le-a spus, că cel ce nu cinstește pe mama mea, nici pe mine nu mă cinstește, sunt chiar cuvintele Domnului Hristos. Încă o dată vă rog să mă iertați. Ești înțelept, măi, Rodăchiță? Ești înțelept? Mi-ai dat o lecție. Mi-ai făcut. Mai stăm de vorbă. Mă mai gândesc. Acum duc. Să trăiți, domnule director. Doamne ajută! Doamne ajută! Auzi, auzi, ia să-mi aduci și mie o icoană cu mama lui Iisus. Am să o pun aici, lângă mama. O icoană cu Maica Domnului. Da, așa, cu Maica Domnului.
Prezența Maicii Domnului în viața creștinului trebuie să fie o realitate. Cum cinstim într-o familie pentru fiu și pentru tată și pe mamă, așa trebuie cinstită și Maica Domnului pentru Fiul Său cel Sfânt și pentru Tatăl, Cel care a ales-o pentru această misiune măreață în lume.